foarte, foarte impunător și foarte frumos. O să vreau să vă arăt cele două coborâri de la Paratăsnet și bineînțeles cum era făcut alimentarea. Dacă auziți ceva în background, să știți că eu nuntă pe acolo. Dar noi nu avem treabă cu nunțile, noi avem treabă cu alimentarea electrică și coborile de la Paratăsnet. Lampa asta pare a fi modernizată. Da. Și iată coborile de la Paratăsnet. Asta era una din ele. Și pe semne că, fiind de cupru, au tăiat-o și au luat-o. Ce interesant este că sistemele de prindere, cum erau făcute. Din păcate, au fost date jos, că cred că cuiva i s-a părut că e în plus. Trebuie să fie și a doua coborâre, mă duc să o caut. E un parc foarte, foarte frumos aici. Păcat că sunt multe zone unde s-a intervenit și s-a intervenit la nivelul în care mai bine le lăsa cum era. Se vede că necesită investiții masive pentru a fi făcut și a făcut aranjat cum ar trebui. Aici în spate ar trebui să fie, mamă, eu atât de liniște aici, nu vă puteți imagina. Și când ne gândim că venim din București unde e traficul și nebunia, ia uite și iată că ăștia nu se mai plâng. Atunci își făceau meseria. Și nu se mai... Acum avem tot ce avem nevoie, dar nu-l mai facem, că... Nu știm sau nu vrem sau nu... Considerăm că nu avem niciun... Nu avem cum să pățim noi ceva rău. De ce ne-ar trebui Paratăsnet? Uitați și voi cât e de frumos. Cât e de minunat. Acolo e un lac ceva. Foarte, foarte frumos. Vedeți, partea de sus a Paratăsnetului încă mai există. Dacă vedeți, nu știu cât pot să dau zoom. Și tija de captare încă mai există. Dar unde a ajuns omulețul și a putut să o taie, a tăiat-o. De la geam de acolo a tăiat-o. S-a bucurat și el. Să ia acasă puțin cupru și să lase această minunăție fără coborâre de Paratăsnet, fără protecție, că nici o parte, nici alta nu există. Puf! Da. Aici erau suporții pentru alimentare. Și practic de acolo ar fi trebuit să vină și uite, cred că e clema aia din stânga, adică asta cu care era la cordă. Exact. Dar da. El... Ah.
Aici când... Ce frumos îi stă la lampadarul ăsta cu becuri LED. Parcă-i strică tot Feng Shui. Asta era cel mai important obiect din camera asta. La moldoveni aici. Și ce curgea pe o parte și ce curgea pe alta? Vin alb și vin roșu. Bineînțeles, la ce se uită un electrician când ajunge într-un muzeu? La întrerupătoare. Din păcate, multe din astea au fost renovate. Se vorbesc cu toată măsuri, dacă nu știți din perioada aia. Dacă are... Fetească neagră. Asta era vin... Pentru femei, dacă îl beau băierbații, nu? Da. Ia uite și pe ăsta ce frumos e. Da. Frumos. Ce artă. Aici au fost și ceva tentative de spoturi, pe semne când au făcut ceva renovări. Asta ar fi fost sala de oaspeți. Foarte, foarte frumos. Astea nu-mi plac. Uite ce frumoasă e toată sala asta. Și uite-te și tu ce întrerupătoare au pus, frate. Și prins. Bă, oare chiar nu se putea găsi mă ceva mai frumos? Nu știu, întreb și eu. Să supără doamna pe noi. Ne privește. La fel și aici. Cât e de frumos. Tot și a pus întrerupătoarele astea de 3 lei jumate de plastic. Mă, măcar dacă le punea la culoarea lui lemnului ăsta. Uite cum s-a îmbrăcat cu pânze. Și a pus nenorocirea asta. Vă invit la bibliotecă. Să luăm așa ușor. Mobilă veche. Hai să vedem ce se cite. Ce se citea pe vreme. Panai, frate. Bineînțeles, noi suntem cu lămpile. O oglindă în care s-a uitat și domnul Ghica.
și ne vedem și noi acum. Vezi că scrie pe mine, I come in peace. Am venit în pace. Uite aici ce zice de Maria. Și uite, frate, aici. Cine își mai aduce aminte? Ia să povestiți dacă le știți. Care ați reparat la ele? Ăștia de vârsta mai mare ca mine. Și un cufăr plin cu bani, îl desfacem mai târziu, să nu vedeți voi. Hai să vă arăt un mobilier fain. Chiar fain, fain. Uite ce frumos e sculptat. Până și încuietorile sunt. E super, super tare, frate. Cât e de tare. Trebuie să mă stai la patrimoniul ăsta pe ochii pe mâinile ăsta. Bă, sincer, ce nu-mi place mie, uite că frumoase. Băi, cablurile astea, mă, care le-au tras ăștia. Uite-te și tu ce cabluri au tras, pe astea de 3,50 de bani. Mai și mirăm cât mai am foc câte-o dintre astea. Cablă care n-au nicio treabă cu instalațiile electrice. Or fi căutat să pună ceva mai subțire și o fi LED, da. Nu se face așa, frate. Și nu cu cablurile ca astea. Mă rog. Important e, doamna, să fie iluminată. Aici foișorul unde, cum să spun eu, puneau țara la cale. Aici. A, și apropo, hai să văd dacă reușesc să vă arăt cât e de frumos aici. E culisantă, nu? Da, culisantă. Dita e hero. Uite ce frumos. Cred că aici a fost ceva întrerupător sau priză, că văd că prinderea a fost acolo, în spate, sus. Aici cred că erau cele trei prinderi și de aici plecau prinderile de aici. Din păcate se vede că nu mai sunt, pe semne că se ducea și alimenta ceva lampă pe acolo. Da. Dacă se aude ceva, e o nuntă pe acolo, pe în spate. Uite aici se mai vede ceva și se vede chiar cablul, dacă nu mă înșel. Ai auzit schiuiturii de la ăștia. Da. Mai căutăm. Că eram în căutarea tabloului electric. Ia să vedeți aici ce frumusețe de... Ia uite. Ce se poate să fie mai frumos de atât? Iarăși, întrerupătoarele astea de prost gust. Aici, pe semne că e tablou electric. O fi, nu știu. Aici toate ușile sunt cuiate. Ah, sau tablou electric s-ar putea să fie aici. Din păcate n-am cuvem cum să umblăm. Dar întrebăm și noi pe aici, poate cineva știe să ne arate și nouă. Poate vedem ceva și mai. Dar uitați, fraților, ce frumos e.
Cum? Uite, vezi? Aici, în stânga și în dreapta. Uite cum era instalația originală. Vezi cum? A, uite, tubul ăla cu... Berman. Sau Panzer, care era. Și uite, sunt resturi de... Păi semne pe aici, erau ceva în rupătoare. Ia uite ce are rupătoare. Puse așa în scară. Scara măgarului. Frumos. Și am crezut că e o încăpere aici, dar e de fapt un spațiu tehnic. Spațiu tehnic aici. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos.